De 4 săptămâni, echipa de la Un Nou Început cu Unica lucrează la o nouă schimbare. De această dată ne-am propus să ajutăm o viitoare mireasă. Norocoasa este Nadejda Fotescu, ofițerul de presă de la Apă Canal Chișinău, care a intrat în proiect cu dorința de a-și modela silueta înainte de nuntă. Protagonista a trecut prin mâna specialiștilor noștri pentru o serie de proceduri atât de necesare unei viitoare mirese. Tratament facial cosmetologic, o procedură de microlifting cu acid hialuronic cu scop de regenerare și întinerirea pielii, la salon Dr. Lica. Tratarea dinților frontali și detartraj la George Dental Studio. Antrenamente zilnice și masaj la Unica Sport. Coafiure, stilizarea sprâncenelor și machiaj, dar și manicure de mireasă, la salon Rochelle. Și nu în ultimul rând, alegerea rochiei la salonul de mariaj Mille Fiori. Înainte de toate să vedem ce rezultate a obținut la sala de sport. Instructorul acesteia, Irina Dari, de la filiala BioBody, este plăcut surprinsă de centimetrii topiți, dar și de cele aproape 6 kg care le-a dat jos participanta în doar 4 săptămâni. Talia ta acum are 72 cm. Ai slăbit? La început noi am început cu 80. Foarte mult. Da. Ai slăbit? De asta sunt hainele mai libere. 8 cm. Eu nu țin minte ultima dată când aveam așa părere. Așa ai venit. Așa ai venit. Da. Sunt mulțumită de rezultate Nadejdei. Noi am obținut rezultate frumoase la zona ei problematică, abdomenul. Am slăbit foarte mulți centimetri la partea inferioară a abdomenului, zona care e cea mai grea de slăbit. Am slăbit 9 centimetri. Talia am slăbit 8 cm, la face am slăbit 9 cm. Este un rezultat foarte bun, reușit, tocmai ceea ce își dorea ea și ceea ce ne doream și noi să obținem, pentru că ea se poate îmbrăca o rochie mulată pe corp, să-și evidențieze silueta la nuntă. Bună dimineața! Bună dimineața, Oleg, în Nadejda. Luați loc, vă rog. Așa deci, Nadejda, povestește. Ce avem aici? Un păr buclat. Un păr buclat. Da. Buclat dezordonat. Dacă pieptănam numai, nu aveți să mai fie bucle, aveți să fie... Fos. Ala Pugaciova. Ala Pugaci. Da. Părul este vopsit, da? Da, este vopsit. Vopsit, dar nuanțe așa, mai aproape de natural. Așa, deci noi doar te întoarcem de la oglindă, deja la final o să te vezi. Da? Da? Te-ai crezut că o să da, vezi tot procesul? Da, eu crezut că o să vezi tot procesul. Nu, tot procesul nu o să-l mai vezi. Nadejda îi propun o cofură într-un stil mai grecesc. Astăzi îi facem o cofură de probă, o cofură de mireasă. Am decis că o facem pe dânsa mireasă. O să facem o mireasă modernă, frumoasă. La culoarea părului e culoarea ceea care o recomand și eu, ei. Și din cauza asta am păstrat și culoarea, am păstrat și lungimea părului, doar un pic, i-am adăugat un pic de breton și atât. Pentru că știu că peste o lună va fi mireasă și o să aibă nevoie de lungimea părului. Здравствуйте. Bună ziua. Меня зовут Ольга. Надежда. И сегодня я ваш визажист. Sunt foarte bucuroasă. Я начну с традиционного, с бровей. А, да, самое приятное. А, да, прольем немножко слез. От счастья. Уверена, что да. Макияж.
макияж невесты предполагает некоторую нежность, некоторую чистоту. Поэтому мне хочется это передать в макияже для того, чтобы подчеркнуть женственность нашей героини и показать ей, как она может выглядеть в день своей свадьбы. Я хочу сделать основной акцент на реснички, и остальное хочется, чтобы было более натурально. Я думаю, у меня получится. Надежда Ижгата? Да. Должно идти на торчевую блинду. А что? Синдискет? Ну, что? Ууу, синдифрумоз. Так и фрумоз. Проксняряла тут. На Марокко или псэште? И джингаш, не плачка, и джингаш. Он смес фрумоз. Я рад факут минунь. Что? Найзива. Бунайзива. Васок. Надежда. Эльвира, паре бендик, мужчинца. Фачим астасу маникюры. Чакка. Цари. Демиряса, да, кума мцелес? Да. Биня. Coafiură, machiajul și manicura de mireasă urmează să alegem și rochia potrivită. Fashion advisorul Evgenii Malinovski ne va da o mână de ajutor. Bună ziua! Salut! Salut, draga mea! Vai, ce de bine ai slăbit! Ce de bine ai slăbit, într-adevăr! Se vede? Da! Bravo, bravo! Mersi! Astăzi ți-am ales trei rochii diferite. O să le probăm pe toate. Cea care o să-ți potrivească cel mai bine, pe cea o să o alegem. Vreau astăzi să te văd prințesă. Prințesă, vreau să te văd în suflet. Să te porți ca o prințesă. Uite ce pantofi frumoși, ca la cenușăreasă. Vreau să-i măsori, vreau să-i încalț. Să vedem dacă mi se potrivesc, înseamnă că să iau cenușăreasă. Da. Eu mă simt foarte bine. Sunt niște emoții de nedescris. Doar în filme pot să vezi așa miresuci. Ceva îmi redă stilul spaniol, nu știu. Într-adevăr, sameni cu femeie spaniolă din asta, cu caracter, cu flair în ea, cu energie, cu foc. Și te prinde foarte bine această rochie. Ce spui tu dacă încercăm să mai probăm încă una? Cu mare plăcere! Asta este a doua rochie. Cum îți pare? Este total diferită de prima. Ceva mai... Nici nu știu cum să-mi explic. Mi se pare mai jingaș. Această rochie este în stil italian, cu mânecuți de dantelă, ceea ce te face mai luminoasă, știi? Adică și vizual te mărește, te înalță, adică te arată de o înălțime mai mare. Dar promit că a treia rochie va fi încă și mai frumos. Abia aștept. Cam încet, cam cu emoții. Cum ți se pare? Ții cum ți se pare această roche? Mie mi se pare formidabilă. Eu de asta și-am spus că îmi place cifra 3 și eram sigură că a 3-a o să fie cea mai reușită. Arăți ca o regină în această roche. A 3-a roche, într-adevăr, este cea mai reușită. Este foarte gingașă. Îți arată perfect, este mulată perfect pe corp. Îți arată o talie perfectă. Facem o excepție de la reguli și tradiții. Viitorul soț o va vedea în rochie de mireasă în premieră, cu o lună înainte de nunta propriu-zisă. Și acum momentul culminant. M-a ajutat să chem pe Nadejda? Nadejda! Nadejda! Oh,
îndrăgostit încă în altă timp. Ține florile, sunt tine. Eu le-am cules. Da. Mamă, ce e frumoasă, vezi. Rezultatul este uimitor, într-adevăr. Nadejda este extraordinar de frumoasă. Se vede că a slăbit, eu cred că a slăbit vreo 6 kg. Nu am întrebat-o, n-am reușit, dar sunt sigură că a dat jos vreo 6 kg. Este extraordinar de bine în rochia asta de mireasă și cu trena asta lungă. I-a venit, am văzut că și soțul aici, Mirele. Ea, într-adevăr, probabil că se bucură, a meritat să vină aici la Unica. Cred că e minunat și cred că acest proiect merită continuat și să vină cât mai multe fete, cât mai multe tinere, de ce nu chiar și eu, o să încerc chiar și eu, să știți. Nu știu kilogramele cât este, dar a slăbit, îmi place. Deosebit de frumoasă, că n-am văzut-o pe următoarea mea soție încă în rochie de mireasă și mi-am imaginat-o cum va fi la nuntă. Mi-a plăcut. Cum arată, că arată frumos în orice zi, dar în această zi deosebit de frumos. Eu sunt foarte mulțumită de rezultat, sunt mulțumită de cât am slăbit. Datorită acestui proiect am scăpat de zonele problematice, de grăsimile de pe burtă, mi-am modelat mâinile, ceea ce de fapt eu și doream și acest scop a fost atins datorită proiectului Nou Început cu Unica. Nu m-am putut gândi că eu, fiind o persoană comunicativă și care vorbește foarte mult, nu m-am gândit că din cauza emoțiilor pur și simplu mă voi bloca și nu voi putea vorbi. Au fost niște emoții de nedescris, a fost foarte minunat, am citit în ochii fiecăruia că a fost o schimbare reușită. Eu personal, când m-am văzut în oglindă, aveam impresia că nu sunt eu. Deci specialiștii buni fac minuni într-adevăr și rochia este foarte reușită, este ceea ce mi-am dorit. Eu mă simt ca o regină, ca o prințesă, ca o mireasă din povești. Да. Я как делаю, так и говорю. Ну мы вот аж один не шадату. И эффект ди принцессы. Da, a fost destul de greu, a fost foarte complicat, cu toate că pare o muncă ușoară. Tu te-ai uitat la dâns, nu știi să impui distanță. În partea asta sutienul s-a ascuns, este joacă tipul ăsta, ridică halatul ăsta în genere în sus. Joacă-te, învârtește-te. Eu trebuie să fac câteva imagini.